Comunicarea în pandemie este dificilă în toate domeniile, inclusiv în agricultură. De aceea, reprezentanții companiei Corteva AgriScience fac eforturi maxime pentru a fi alături de fermieri în orice condiții. Doamna Maria Cârjă ne va spune în următorul material care este noua strategie de comunicare cu fermierii în acest an și cum le vor fi prezentate noutățile. Sunt foarte curioasă să aflu și eu. Doamna Maria Cârjă, este al doilea an în care fermierii au semănat culturile de primăvară în contextul pandemiei. O situație neobișnuită atât pentru ei cât și pentru dumneavoastră ca firmă distribuitoare de inputuri pentru agricultură. Anul trecut, comunicarea cu fermierii a fost organizată altfel, să spunem. N-am mai avut acele evenimente în câmp, la fel de multe, cu participarea a sute de fermieri. O provocare pentru dumneavoastră, aș putea să spun. Haideți să sintetizăm un pic ce a fost 2020 din punct de vedere al comunicării cu fermierii. Cum ați relaționat cu ei? Într-adevăr, anul 2020 a fost o provocare pentru toată lumea, dar mai ales pentru noi cei obișnuiți să comunicăm direct cu fermierii noștri în câmp, în locuri unde făceam demonstrații foarte mari. Dar cu toate acestea ne-am adaptat din mers și foarte repede, pentru că considerăm că informația trebuie să ajungă cât de repede se poate la fermieri, iar trebuie să fie informați din toate punctele de vedere, începând așa cum suntem obișnuiți cu toții cu condițiile meteorologice, până la cele mai mici detalii referitoare la performanțele produselor și ce și când să semene sau să aplice pe câmpurile lor. Da, a fost o provocare, cum am spus, ne-am adaptat, colegii de la vânzări au vizitat fermă cu fermă, pentru că altfel nu se poate face agricultură și nu putem să semănăm produsele cele mai performante, dar în spatele lor am stat noi, care am comunicat prin toate canalele care le-am avut la dispoziție anul trecut. Canalele media în principal și revistele de specialitate ne-au fost alături, toată presa ne-a fost alături și am reușit să încheiem un an 2020 cu performanțe în ceea ce privește comunicarea. Chiar dacă n-ați organizat acele evenimente cu participarea presei de specialitate, cu participarea fermierilor din zonă, știu că ele au avut loc și au fost transmise pe pagina de Facebook, au fost preluate în emisiunile de specialitate. Deci ele au avut loc, acele roturi consacrate la TCT Brazia, în sudul țării, la Furculești, în vest, iarăși au avut totuși loc. Deci n-ați oprit această parte a activității. Nu, n-am oprit-o, dar ele s-au realizat fără participarea directă a prietenilor noștri, a clienților noștri, a fermierilor cărora de fapt ne adresăm. Dar faptul că am reușit datorită canalelor media și acestei noi posibilități care ne oferă online-ul, am reușit să le transmitem și ele au putut fi vizionate și apreciate de către fermieri utilizând device-urile pe care le au la dispoziție, telefoane, calculatoare. Cu siguranță această perioadă a pandemiei v-a învățat că trebuie să vă adaptați în timp, astfel încât informația să ajungă la fermieri, exact cum a spus. Mă gândesc că în ceea ce privește comunicarea în 2021 aveți deja noi priorități sau noi orientări pe unde veți merge, astfel încât informația să ajungă la clienți atunci când trebuie și la un număr cât mai mare. Da, dacă anul trecut ne-a luat prin surprindere, 2021 nu ne-a mai luat prin surprindere din punctul de vedere al comunicării, pentru că ne-am pregătit, avem comunicări care se fac în timp pentru orice activitate agricolă, dar și aici ne referim în principal la culturile de câmp, atât culturile înființate în toamnă, cât și culturile de primăvară, la care spunem noi, din punctul de vedere al comunicării, suntem acolo unde trebuie și când trebuie, mai exact în mintea fermierilor, pentru că ajungem
cum spuneam, la timp, cu orice informație au nevoie și pentru a-și duce la bun sfârșit fiecare campanie cu brio. Ați avut demonstrații în livezi, fermieri aplicând produsele. În acest an cum veți face? Veți organiza din nou aceste evenimente strict în online? Veți alege să aveți participare dacă situația o va permite? Cum vă organizați? Cu siguranță, dacă situația ne va permite, vom dori din nou să fim alături de fermieri în livezi, în vii, în culturile mari de cereale sau porumb. Dar dacă acest lucru nu va putea fi posibil, vom continua cu un număr mult mai mare de evenimente filmate pe care le vom transmite, cum spuneam, la timp pentru a veni în ajutorul fermierilor din toate domeniile în care ei activează. Un eveniment important pe care îl așteptam în 2020, decernarea premiilor Talenta, a avut loc într-un cadru restrâns, doar cu câștigătoarele, nu toate participantele pe care le-ați sprijinit și le-ați informat, le-ați oferit informații, iată, în online, pentru a-și desfășura activitatea în condiții mai bune, cu informații de actualitate. Exact cum spuneam, online, acel eveniment, ați mai ținut legătura cu acele doamne? Știți cum au evoluat programele? Ce vor face în 2021? Da, câștigătoarele proiectului Talenta au fost în continuare invitate de către noi pentru a ne povesti ce au făcut mai departe, cum a evoluat afacerea pe care ele au dezvoltat-o în concursul pe care noi l-am organizat și suntem bucuroși să spunem că câștigătoarea premiului întâi deja și-a implementat proiectul și pregătește pâine. Deci iată un proiect care a avut succes, câștigătoarele deja și implementează gândurile, proiectele de afaceri pe care le-au prezentat în cadrul concursului, au rezultate. Veți oferi această șansă și în 2021? Da, acesta este un Talenta, este un proiect care va continua. Îl vom relansa pentru campania 2021, pentru anul 2021, în luna mai și invităm toate doamnele și domnișoarele care activează în agricultură și care doresc să se pregătească și să-și deschidă o afacere proprie, să accepte invitația noastră de a participa la acest proces de învățare, iar la final la un concurs al proiectelor în care cele mai bune trei proiecte vor fi din nou premiate.